E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Ei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Baba Oarba. Bună ziua, copii! Salut! Ce puneți voi la cale? Țopa se ascunde, grohii îl caută, înțeleg. Copiii se joacă Baba Oarba. Da! Cu ochii închiși! Eu sunt! Mă gândi! Am prins! Țopa, acum e rândul tău! Ce s-a întâmplat, Țopa? Nu vrei să te pui? Grohi, ia spune-mi, ție ți-a plăcut să fii orbul? Da! Mult! Țopa e atât de... fin? Țopa, acum tu o vei căuta pe grohi? Grohi? Nu, nu e grohi, e un puișor, e pufos, iar grohi e fină. Grohi e fină! Fină! Pufoasă! Încă o dată! E pufos! Nu e grohi! Așa e, Țopa! Nu e grohi! Nu e grohi! A? Este pufos? E grohi! Nu, Țopa! Nu e grohi! E un ou! A, un ou? Fin pufos? A! Bine! E foarte pufos! Nu m-a prins! E pufos? E mare? Nu este grohi! Sunt eu! Un ursuleț de peluș! Pot să te prind oricând! Asta e Țopa! Bravo! Acum e rândul meu! Unu, cine ar fi crezut că Baba Oarba e un joc atât de distractiv pentru copii? Pufos și fin! Fin! E pufos! Vreau să pipăi tot aici! Lucruri mari și lucruri mici! Și să simt cu degete senzația! Vreau să pipăi tot aici. Da, 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 lucruri mari și lucruri mici. Da, 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 va fi tare distractiv, da, vei vedea. Să atingeți o pisică și rățușcă mititică, iar apoi un cățeluș tare blănos, blănos. Și testoasa cea rapidă, locuri mici tip coromidă. Prin mânuțe vei simți tot ce-i frumos. Vreau să pipăi tot aici. Da, 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 lucruri mari și lucruri mici. Da, 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 și să simt cu degete senzația. Vreau să pipăi tot aici. Da, 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 lucruri mari și lucruri mici. Da, 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 va fi tare distractiv, da, vei vedea. Pe pufosul iepuraș, pasărea cu-al ei penaș, și pufoasa floricică de pe câmp, da! Pe țestoasă stăm pe spate, cu cănuțele de lapte, cu mânuța poți simți ce atingi în gând. Cu mânuța poți simți ce atingi în gând. Baby Ricky, episoade noi în fiecare săptămână.
în pădure. Bună ziua, copilași! Salut! Bună! Iau prima! Iau al doilea! Oh, wow! O pădure! Copii, știți cine locuiește în pădure? Cine? Animalele sălbatice. Sălbatice! Să le vedem! Ce curajoși sunteți voi! Aha, suntem curajoși! Nu ne e frică de nimic! Nu-i așa, Aliciu? Ei sunt! Repede, să fugim! Ăsta nu e un animal sălbatic, e țopa al nostru! Bună, țopa! Ce faci tu în pădure? Bună! Eu mă joc cu o găleată! Dar voi? Căutăm animale sălbatice! Sălbatice! Oho! Vin și eu cu voi! Ce credeți, copii? Cum sunt animalele sălbatice? Sunt mari! Păroase! Și au cozi! Tare, tare sălbatice. Bine, să mergem. Deci, unde sunt? Da! Unde trăiesc aceste animale sălbatice? Nu sunt nicăieri. Le-am găsit! Unde? Unde? Asta e o veveriță! Sunt într-adevăr sălbatice? Grohi, animalele sălbatice nu trebuie să fie înfricoșătoare. Serios? Un animal este sălbatic dacă trăiește singur în natură. Veverița trăiește în pădure, nu-i așa, copii? Și de aceea este sălbatică? Sălbatică și deloc înfricoșătoare. E bine să fii copil. În fiecare zi faci atât de multe descoperiri interesante. Animale sălbatice. Bună, Pandi! Cine e acolo în fotografie? E un panda! Ursuleții panda sunt sălbatici? Sunt sălbatici, trăiesc în pădure! Animalele sălbatice sunt toate în pădure, sub copaci, sub copaci, sub frunziși, sub frunziși. Lupul e purașul, vulpea e și ea, sub copaci, sub copaci, sub frunziși, sub frunziși. Când apare gâsca sălbatică și ea, gâsca e chiar ea. Haide, prindă-o! Haide, prindă! Ai putea să o prinzi sau ba? Nu poți, fiindcă sunt sălbatice. Nu poți, fiindcă sunt sălbatice. Chiar de sunt mici, minuscule sau gigantice. Grohi, ce e acela? Un câine? Nu, e un lup. Lupii sunt sălbatici? Elefanții sunt sălbatici? Sunt! Și eu sunt sălbatic! Ariciu cel sălbatic! Din păduri, din zăvoi, hai să vă jucați cu noi! Ne înțelegem și vă încântăm, vă hrănim, vă adăpăm! Animale mari și mici, noi toți vă așteptăm. Noi în lumea noastră vă invităm. Animale mari și mici, noi toți vă așteptăm. Noi în lumea noastră vă invităm. Margareta. Bună ziua, copii! Salut! Bună! Oh, ce e asta? Acelea sunt margarete, copii. Vedeți cât de mult le place soarele? Oh. Se pare că această margaretă nu primește destul soare. Săraca margaretă! Să o ajutăm? Să o ajutăm!
Chiveciul acela e prea greu. Cum ar putea copiii să mute Margareta la soare? Ei bine, s-o tragem! Cu căruțul! Asta chiar că e o idee bună, Țopa. Și ce e aceea? O roată! Se pare că o roată nu e de ajuns. Da! Ne trebuie două roți! Oh. Încă una? Aha. Op. Ia. Aici avem o roată, două roți, trei, patru. Căluțul are patru roți. Și uitați ce bine se învârt! Deci câte roți trebuie să aibă căruțul nostru? Patru! Avem patru roți! Minunat, copilași! Ați ajutat Margareta și ați asamblat un căruț. Și chiar ați învățat să numărați până la patru. Patru! Cifra 4. Un, doi, trei, patru, cinci. Nu ne plictisim aici. Toți vom număra de mici. Un, doi, trei, patru, cinci. Un, doi, trei, patru, cinci. Iar în timp ce ne jucăm, învățăm să numărăm. Noua cifră intră în cadru. Este pur și simplu 4. Fii atent cu ochii în patru. Să începem număratul. De la 1, 2 în sus. Și la 4 am ajuns. 1, 2, 3 și 4. Masa cu 4 picioare. 1, 2, 3 și 4. Iar pisica 4 piciorușe are. Iar mașina învârte 4 roți deodat. Minunat! Minunat! Copac. Bună ziua, copilași! Bună! Ce faceți voi aici? Ceva interesant? Copac! Copac! Facem un copac! Eu cred că faceți 4 copăcei. Nu, nu 4, doar unul. O să avem un singur copac. Cum așa? Uite așa! Ia! Wow, ce copac frumos! Acoperit de zăpadă! Zăpadă? Nu! Sunt flori! Nu sunt flori! Uitați! Sunt mere! Și eu am frunze galbene. Iar eu zăpada. Asta e.
putem face un copac? Eu nu cred că este un simplu copac. Cred că este o poveste. Poveste? Care? A fost odată ca niciodată un copac. El înflorea primăvara. Vara avea mere. Toamna îi cădeau frunzele. Și iarna, copacul era acoperit de zăpadă și dormea până primăvara. Și acesta este anul. Tot anul! Tot! Tot anul! Tot anul! Tot anul! Iarna! Primăvara! Vara! Și toamna! Anotimpurile diferă, dar copacul rămâne la fel. Bravo, copii! Anotimpurile. Iarna, primăvara, vara, toamna sunt perioade ale anului. După fiecare zi e seară, după toamnă avem iarna. Primăvara și apoi vara, de la capăt o luăm iară. Primăvara ne încălzim la soare, vara înotăm în râu sau mare. Toamna pe un pat de frunze galbene noi ne jucăm, și în zăpada albă iarna ne culcăm. Totul înflorește primăvara. Mie îmi place vara. Vara este cald. Frunzele cad toamna. Iarna este frig. După fiecare zi e seară, după toamnă avem iarna. Primăvara și apoi vara, de la capăt o luăm iară. Primăvara nu buresc toți pomii, vara ne plimbăm pe malul mării. Să mergem! Bună, baby Ricky! Bună! Unde mergeți, copii? La Pandi! Pentru aniversare! Desigur! Azi e ziua de naștere a lui Pandi! Aniversările sunt distractive! Ha! Aniversarea e un tort! Tort! Să mergem! Sunt atât de obosit. Pip, pip. Ariciu, unde mergi? La Pandi, pentru aniversare. Ura! Ura! Ariciu, vrei să-i duci pe Grohi și pe Milu? Da, să mergem. Oceanul! Da, ca să traversăm oceanul, avem nevoie de un mijloc de transport. Un vapor! Ura! Să mergem! Să plutim! Uitați! Vine Pandi! La mulți ani! Dar ce s-a întâmplat, Pandi? Unde este petrecerea? Unde e tortul?
Dar tu-i... E acolo! Ei bine, cum să ajungem noi la tort? Oh, știu eu! Bună treabă, copii! Ce baloane minunate aveți voi! Să mergem! Să mergem! Ce copii fericiți! Transport. Elefantul trompă lungă, pasărea poate zbura, veștișorul are aripioare, cu ele poate nota prin ocean pe unde vrea. Pe când noi avem transportul și cu el ne deplasăm, și pe șine, și prin aer, sau pe apă să plecăm. Bip, bip, ciu-ciu, uh-uh. Cu mașina, autobuzul sau cu un camion serios, cu vaporul, avionul sau cu trenul, totul e așa frumos, totul e așa frumos. Ce util ne e transportul! Lumea s-a obișnuit, și pe drumuri, și în aer, și pe mări noi am pornit. Și pe drumuri, și în aer, și pe mări noi am pornit. Bip, bip, ciu-ciu, uh-uh. Bip, bip, ciu-ciu, uh-uh. Bip, bip, ciu-ciu. Crocodilul. Bună, Ariciu! Unde te duci? Bună! La prieten! Salutare! Să ne jucăm! Ce jucăm? Construim! Ne-am jucat deja! Cu mingea! Și cu ea ne-am jucat. Prinselea? Am jucat. Of, of, of. Oare ce ar putea juca copiii? Ariciu, tu ce crezi? Sunteți copii. Au inventat un nou joc și i-au dat un nume de crocodil. Crocodilul V!
verde. Milu, ia spune-mi tu, ce este verde? Un pepene și castravetele. În pădurea mare verde, două broaște verzi clipesc. Unde iarba verde e, sub copac se odihnesc. Aici totul este verde, verde e. Cum se întâmplă asta? Aici totul este verde, verde e. Așa este vara. Pandi, ia spune-mi, omida este verde? Verde! Și mărul e verde. Copacul e tot verde. Totul verde! Iarba verde pe câmpii, frunze verzi sute de mii. Iar brăduțul, iar brăduțul, mereu verde e drăguțul. Aici totul este verde.